Bună, dragele mele, bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a businessului ului Românesc. Pentru că lumea spune, ba avem criză, ba nu avem criză, dar se simte. Ba lumea spune, avem inflație mare, ba e mai mică inflația, dar se simte. E, în unele momente, cum să spunem că ar fi și acesta de criză, nu neapărat criză economică și financiară, ci în general o criză, pentru că avem război, am de bea și dintr-o pandemie, cine știe ce mai urmează, de multe ori este bine, ca în business, să ai câte un, câte un consilier, câte un sfătuitor, câte un mentor. Pentru că sunt oameni care au trecut prin aceste crize de-a lungul timpului, și dacă suntem eventual mai la început sau dacă avem câteva întrebări la care nu găsim și nu găsim și nu găsim răspunsul care să ne ajute să depășim aceste momente, ar fi bine ca în acest moment să ne gândim la oportunitatea de a discuta cu un astfel de consilier, mentor, cum vreți voi să-i spuneți. Pentru că de cele mai multe ori un sfat bun, o informație bună ne poate scoate dintr-o încurcătură. Și pentru a discuta despre modul în care putem crește profitabil o afacere, pentru a discuta despre acest lucru, l-am invitat pe un domn pe care eu de mult îl urmăresc și mă bucur că în sfârșit am reușit să-l prind și să-l aduc în emisiune. Bine ai venit, Remus! Bine v-am găsit pe toți și mulțumesc pentru invitație, Radu, și eu mă bucur că m-ai prins. Sunt, da, sunt ocupat, dar Uh, întotdeauna îmi face plăcere să particip la astfel de întâlniri, pentru că una dintre valorile mele e contribuția, și simt că putem contribui în uh, evenimente de genul acesta, întâlniri cum este cea de astăzi, putem să contribuim, să aducem așa o fărâmă uh, de valoare care să-i ajute pe antreprenori să depășească blocajele astea despre care spuneai tu, război, pandemie, două schimbări fiscale într-un an. Și mai găsim. Spune că nu s-a terminat anul, mai avem da, o lună. Da, da. Sau aproape o Stai, lună. Stai, că începe celălalt acum. <coughs> niciodată. Știi cum tot timpul se poate mai rău. Așa că niciodată da, să da. nu spunem niciodată. Da, Remo, da, da. te rog să ne spui cum ai ajuns în zona asta. Cam care a fost uh, ruta ta spre, spre a deveni unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun în domeniul tău. <coughs> uh, mă onorează ideea de cel mai bun tind către ea. Acum, na, fiecare își face propriile topuri și <laughs> depinde de criterii pentru cel mai bun. Eu sunt inginer de la bază, m-am făcut facultatea pe vremea lui Ceaușescu și am terminat-o după Revoluție. M-am pregătit pentru proiectarea auto, dar nu prea am nimerit în domeniul ăsta și am nimerit într-un servis care na, nu era jobul care îmi plăcea și am plecat, am lucrat în corporații 20 de ani, am luat-o de jos de la lipit apții builduri și montat firme luminoase. Am urcat în ierarhie, am lucrat la patru corporații multinaționale și două românești. Am ajuns director executiv. A fost o carieră în creștere. În perioada asta eu am lucrat foarte mult cu companiile mai mici care ne ajutau pe noi să ne facem business mare. Și pentru asta a fost nevoie să lucrez cu antreprenorii să-i să-și dezvolte afacerile. Am învățat foarte multe în ăștia 20 de ani. Chiar dacă jobul meu era de director uh, regional sau director executiv, nu aveam cum să-mi fac eu cifrele dacă nu-și făceau partenerii noștri cifrele. Și aici am intervenit eu. Uh, ulterior, uh, în 2012, când am plecat din corporații, am pornit în uh, dezvoltarea mai multor businessuri. Pe una, un business. Uh, N-a avut viitor, l-am închis, pe unul l-am vândut, un serviciu auto și am rămas cu partea asta de mentoring, de business training, consultanță, fiecare coaching, fiecare îi spune în felul propriu, în care ajută antreprenorii să-și crească profitabil business-urile și să se extragă din operațional ca să aibă timp să și trăiască, nu doar ca să-și petreacă viața în business. Cam asta este pe scurt povestea mea. Evident că am avut suișuri, coborâșuri, suișuri, coborâșuri, pentru că, la fel ca orice antreprenor, facem lucruri bune, facem lucruri mai puțin bune, se întorc împotriva noastră, le depășim și ajungem până la urmă. Important este ca linia generală să fie crescătoare și, slavă Domnului, aici stăm bine. Zice, vreau, să, vreau să începem uh, discuția de la... Uh, un studiu pe care l-am citit în Germania acum câțiva ani, da. în care uh, companiile germane, uh, deținătorii, directorii companiilor medii, au ajuns, să spunem, la o anumită maturitate și din punct de vedere a vârstei. Și la un moment dat, foarte mulți și-ar fi dorit să-și lase, dintre deținătorii acestor companii, să-și lase compania pe mâini da. bune, ca să spun așa. Pentru că de cele mai multe ori, când crești, o, o companie este exact ca și copilul tău, și poate de, de multe ori petreci mai mult timp cu și da. pentru o companie sau într-o companie decât îl petreci în familia ta. Și uh, marea problemă în Germania, pentru că acolo întreprinderile uh, mici și mijlocii, să spunem, produc uh, uh, PIB-ul într-o proporție foarte mare, marea provocare a lor. Era că nu aveau cui să lase, pe mâinile cui da. să lase aceste companii înfloritoare, deci pe profit, ca să spun așa, cu piețe foarte bine stabilite, cu un viitor cât de cât asigurat, pentru că copiilor ori au intrat în multinaționale, ori nu au fost foarte, să spunem, atrași de partea asta de antreprenoriat sau de partea de industrie, să spunem, pentru că știm foarte bine, Germania produce foarte mult și foarte bine și nu mai aveau efectiv cui să lase și se gândeau dacă ar putea să aducă din alte zone atât antreprenori cât și manageri au spus, bun, eu mă retrag, ori o vând, ori fac ceva, dar totuși vreau compania să meargă în continuare fără mine și uh, vreau să te întreb dacă ai observat și la noi, pentru că să spunem da. că uh, prima generație de antreprenori, uh, imediat de după Revoluție, se cam apropie, dacă nu, a cam început să iasă la pește, ca da. să spun așa. Da. Vezi partea asta? Lucrezi în domeniul da, ăsta, da. în zona asta? Am văzut și știi ce este interesant? Că de vreo șase luni de zile tot apare recurent acest subiect. Mă, mă, lovesc de el. Asta primăvară, pe final de primăvară m-am întâlnit cu colegii de facultate și cei mai mulți sunt antreprenori, suntem antreprenori. Le-am adresat o întrebare legată de, ok, cum îți faci exitul în business? Că avem o vârstă și noi, ne apropiem de ce spuneai tu de partea asta de pensiune. Și a fost așa ca un șoc, adică cum? Păi mai am, am forță în mine, mai duc cel puțin 10 ani, văd eu atunci. Vezi, aici apare o mare provocare, o problemă chiar, spune, faptul că nu gândim în avans. Nu gândim în avans și nu ne pregătim businessurile pentru vânzare, adică să le, facem, să, să le facem apte de a fi vândute sau a fi preluate de către altcineva. Și rămânem noi în business până în momentul critic când ne trezim, cum spuneai că sunt nemții, au oh, și acum ce fac. Uh, da, eu o problemă faptul că mulți antreprenori consideră businessul ca fiind copilul lor, dar eu cred că problema e mai, mai adâncă și antreprenorii se confundă cu businessul lor. Nu că e copilul lor, ci businessul sunt eu. Și foarte greu că aici este. Uh, e foarte greu identitar să te desprinzi de cine ești. Și atunci rămâi atașat de firmă. Recomandarea mea în direcția asta este acum, indiferent în ce stadiu ești, al business-ului, tu cel care ne privești, să te gândești la cum îți faci exitul. Cum ajungi să-ți pregătești businessul astfel încât businessul să fie cumpărat sau preluat de altcineva. Este și în România, am văzut, e, e deja o problemă faptul că tinerii, copiii antreprenorilor nu vor să preia. Și ne lovim și noi și o să ne lovim din ce în ce mai tare de, de aspectul ăsta. Partea bună este că încă noi mai avem vreo 10 ani în față ca medie. Și ar fi bine să ne pregătim de acum businessurile să le sistematizăm astfel încât ele să fie vandabile, să fie preluabile de altcineva. Și sunt companii în România care au făcut treaba asta deja. Nu știu dacă mi-e permis să dau nume, dar uite, spre exemplu, imobiliare.ro da? a fost vândut către altcineva pentru că era foarte bine sistematizat. Mai sunt și alte companii, nu vreau să intru în detalii, dar companiile de telefonie mobilă au fost dezvoltate, sistematizate și vândute către Vodafone respectiv ori. și așa mai departe. Sunt multe exemple de genul ăsta. De ce? Pentru că au gândit strategic. Oamenii au gândit în față cu 10 ani, cu 15 ani. Să zic că vreau să, din nou, vreau să plec de la o, o întâmplare care am, am pățit-o acum vreo 7-8 ani în Marea Britanie, unde am avut un business și încă îl mai am. Și lucram, lucram la un moment dat cu, cu o doamnă cu care comunicam aproape săptămânal. Da. Nu ne-am văzut decât o singură dată, exact ultima dată, ultima discuție, când m-a invitat la azilul ei de bătrâni, pentru că eu asta făceam recrutări pentru azile de bătrâni. Când m-a invitat să stăm de vorbă și să-mi spună, pentru că aveam o colaborare foarte bună, am avut aproape 5 ani de zile, am colaborat foarte bine, și să îmi spună că ea se retrage pentru că a ajuns la maturitate biznisului ei. Pentru că dorește să călătorească foarte mult, a ajuns la o vârstă. Și pentru chestia asta vin de afacerea și a vrut să mă cunoască, tocmai pentru că am lucrat foarte bine, să-mi prezinte noi uh, patroni, ca să zic uh -huh. așa, cei care au cumpărat business-ul uh, și chestia asta mi s-a părut o chestie foarte interesantă și am da. întrebat-o, bun, dar nu-ți va lipsi pentru că până la urmă, și am întrebat-o chiar de când ai business-ul ăsta, de când ai acest azil. Și mi-a spus că l-am de 30 de ani și cred că mi-ajunge, este timpul să, să încep și eu să-mi viața, pentru că până acum am trăit-o pentru alții. Mi s-a părut o chestie extraordinară. În România nu prea auzisem de astfel de lucruri, acum au început într-adevăr să se întâmple, dar până acum șapte-opt ani, când când am pățit eu această, da, da, da. această chestie în Marea Britanie, nu prea auzisem. Și mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Iată, o doamnă care știe ce vrea de la viață și mi-a spus da. la momentul potrivit și eu va trebui să fac pasul ăsta, orice afacere aș avea. Eventual mai păstrez una micuță cu care așa din când în când să mă mai joc așa. Nu să... de microbul Exact. Dar celelalte e să le externalizez, să-mi fac exitul din ele, exact cum ai spus. Da, da, da. Tu te ai gândit la chestia asta, pentru că eu din, da, da, da. din acel moment să știi că am început să mă gândesc. Eu mă gândesc că eu de fapt, cam așa am pornit în business. Cu ideea de ok, ce am eu de făcut ca să nu mai fac businessul dependent de mine. Și curmea, eu sunt într-un business în care fac training, fac consultanță. Există soluții și pentru domeniul ăsta. Evident că uh, nu sunt acolo încă și aș fi ipocrit să spun acest lucru, dar uh, am decis deja ce este de făcut și suntem în, uh, în proces, în lucru. Chiar în 2024 o să lansăm un model care uh, va, crea, va face ca business să fie din ce în ce mai puțin dependent de mine, deși la început pare că e dependent dar o să fie din ce în ce mai puțin dependent de mine. Da, eu fac treaba asta, și mai mult decât atât cu, cu clienții cu care eu lucrez, lucrăm pe partea asta, cum facem să sistematizăm business-ul -as astfel încât să nu mai fie dependent de antreprenor. Doamna respectivă are o gândire foarte bună. După părerea mea, un pic prea târziu ar fi putut să gândească la treaba asta măcar cu 10 ani înainte, pentru că. Putem să avem și un business înfloritor, putem să ne și trăim viața în același timp și nu e nevoie să ajungem la vârsta pensionării. Din contră, chiar cred că dacă te gândești dinainte, lucrurile se pot așeza în favoarea ta și poți să și trăiești viața personală cu familia, cu prietenii și în același timp să-ți crească și businessul. E adevărat că implicarea este, rămâne mare cât ești tânăr, că nu a oricât ne-am povestit noi lucruri de astea teoretice, nu ne putem desprinde cu adevărat. Dar ideea este să nu mai stăm 12-14 ore în business, să stăm mai puțin ca să ne bucurăm și de, de viața noastră. Se poate face, noi avem avantajul că suntem încă într-o societate tânără din punct de vedere al businessului, că hai să serioși. Sunt 31 pic de ani de, de la, din 89 încoace, 34, primii ani oricum au fost haiducie totală, am putea să spunem că 20, 25 de ani avem așa, adică suntem încă tinerei din punct de vedere al businessului. Uh, oricum nu toți au început businessul la momentul ăla, au mai venit pe parcurs. Avem o, o generație tânără, adică avem o, un, nu o, generație, o societate tânără de antreprenori care pot să lucreze la treaba asta acum și eu mă bucur că e din ce în ce mai mare deschidere în direcția asta, odată pe... De fapt, ca să spun, eu am început cu managementul timpului, pornind fix de la treaba asta. Uh, mi s-a părut mie că e foarte atractivă ideea și într-adevăr este atractivă dar nu este primul lucru pe care antreprenorii să-l facă <laughs> cumva m-am îmbătat cu apă rece uh, și în paralel eu m-am deci branduit cu time management dar în paralel am lucrat cu antreprenori în continuare vechea mea uh, obișnuință de pe vremea când eram în, antreprenori, în uh, corporații și mi-am dat seama că de fapt Antreprenorii vor să se desprindă, dar au nevoie să-și pună alte lucruri înainte la punct în business. Și anume, două lucruri majore, partea de, de vânzări și partea de sistematizare a afacerii, procese, proceduri. Uș, dificile amândouă, dacă nu înțelegi foarte bine cum funcționează business cum funcționează piața și, dacă, și dificile în continuare, dacă antreprenorul este elementul principal în business cât business încă e de pe e foarte greu de, de înțeles modul exact cum funcționează businessurile de genul ăsta, cum are doamna pe care, business pe care l-a vândut. Oricum nu se vinde peste noapte, adică e un proces de preluare care poate să dureze și ani. noi vedem mă vârful icebergului. Doamna a vândut businessul, dar probabil că un an, doi, trei înainte cineva i-a studiat businessul. Da, deci Mă întâlnesc cu partea asta, suntem tineri, ca societate de afaceri, de antreprenoriat, și mă bucur că există interes pentru direcția asta. Eu zic că avem viitorul frumos. Vreau să povestesc de, de un prieten de-al meu foarte bun care da. a încercat să facă acest lucru. Uh, tocmai de asta vreau să-și povestesc da, da, Mi-a da. spus la un moment dat uh, Suntem cam de o vârstă Mi-a spus Radu uh, Mă gândesc să iau Să ias la pensie mai devreme În sensul că să-mi iau vreo 5 ani Care să-i fac acum cu copiii Cât încă sunt copiii mici Și să pot să fiu alături de ei Să pot să călătoresc cu ei După care ei când vor fi la vârsta La care vor vrea Vor dori să meargă singuri Eu atunci să mă întorc în business Și uh, l-am întrebat După 2 ani de zile L-am întrebat Bun, cum stai? Ai reușit din momentul în care m-ai anunțat că, că vrei să ieși din, din business pentru 5 ani? Și mi-a spus, da, am reușit, dar doar un an de zile. <laughs> N-am mai putut să rezist și m-am întors după un an de zile, m-am întors înapoi, da. pentru că viața mea este aici, în, în business. Deci a stat cu copiii un an de zile, a călătorit, s-a distrat, dar până la urmă s-a întors la, la afaceri, da, Ceea ce mi-a spus este exact ceea ce mi-ai spus și tu. A învățat în acest un an de zile, a învățat să și ia vacanță din când în când, da, să da, trăiască da. și viața cu copiii și da, business da, da, pentru că și-a dat seama că, până la urmă, viața este compusă din ambele părți, să spunem. Da, eu nu recomand antreprenorilor să treacă dintr-o extremă în alta, adică de la 100%, la, mă rog, 99% în business, la 99% în viață privată, pentru că nu e natura antreprenorului să fie așa. Ce recomand eu este să-și găsească punctul de armonie între cele două. Nu Vezi că nu zic echilibru, că echilibru e o chestie de egalitate și nu întotdeauna egalitate. E o chestie de armonie, o, o chestiune care ține de armonia dintre cele două, să le îmbine armonios. Ce se întâmplă este firesc. Atunci când ești mai tânăr, armonia înseamnă cel mai probabil, mai tânăr antreprenor. Cel mai probabil înseamnă mai mult timp petrecut în business și mai puțin în familie, dar există timp petrecut în familie sau... Pentru sine. Pe măsură ce devii mai matur în antreprenoriat, se schimbă balanța. O să ai mai mult timp petrecut în familie și mai puțin timp în, în business. Dar e greu de presupus că un antreprenor care are în el microbul ăsta va renunța total. Și dacă renunță la business, ăsta cu siguranță își găsește el un meșteșug, ceva acolo care să, să funcționeze. De-aia, nu recomand extremele, că nu sunt sănătoase, în niciun context. Indiferent de domeniul din lumea asta, iar în antreprenoriat, armonia asta, eu zic că face toți banii. Armonia asta e, e, e cel mai bine de, de urmărit, și armonia înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi, și poate diferit pentru mine, în diferite perioade ale vieții mele. Aici e secretul, ca să-i spun așa. Și către asta recomand eu ca antreprenorii să, să se direcționeze, să-și direcționeze viața și activitatea. Din activitatea ta, din experiența ta, cam care ar fi uh, cele mai mari obstacole în creșterea mm -hmm. unei afaceri? Da. Din tot ce am observat eu, atât la mine cât și la ceilalți antreprenori cu care am lucrat și pe care am observat, există un element care este cel mai cel, și anume. Uh, limitarea, limitările a antreprenorului. Uh, și nu o spun în sensul de a judeca. Și o spun în sensul în care noi când pornim un business, îl pornim cu un anumit nivel de cunoștință și experiență, ajutăm businessul să crească până la un moment dat, dar dincolo de acel moment pe care um, uneori nu îl cunoaștem, uh, e nevoie de altceva. Și marea majoritate a antreprenorilor ce fac? Uh, Lasă că a mers până acum, lasă că știu eu cel mai bine. Nu schimbăm nimic pentru că lucrurile funcționează și așa și ce se întâmplă de fapt în loc să existe creșterea business-ului, business, business începe să scadă. Nu există stagnare la business, e ori crește ori scazi. Stagnarea poate fi pe o perioadă foarte scurtă. Limitările pe care le au antreprenorii și pe care și le manifestă printr-un soi de Iluzie a competenței, știi, îi las că știu eu mai bine, împiedică businessul să crească. John Maxwell a spus o vorbă care mie îmi place foarte mult: că orice organizație crește până la nivelul de dezvoltare al administratorului organizației. În caz de față, un business nu crește mai mult decât crește un antreprenor. De unde vine treaba asta, din ce am observat eu, din, hai să spun așa, frica de schimbare, care e naturală pentru toți oamenii? Și se manifestă mai puternic în, în antreprenori. Și atunci ajungem, după aia, să dăm vina pe guvern, pe pandemie, pe. nu știu. Și sunt antreprenorii care plâng și antreprenorii care le vând batiste. Lucrurile au funcționat și în pandemie. Ok, a fost o nebunie pentru toată lumea o săptămână, două, dar sunt businessuri care au funcționat foarte bine în pandemie după aceea, businessuri care s-au născut în pandemie, businessuri care sunt și acum. A venit războiul, au venit cele două modificări fiscale și businessurile merg înainte. Deci, nu a zice cu spălatul la că e o criză, mai degrabă e o crizare. <laughs> Știi? Dacă rămânem limitați la nivelul la care suntem acum, nu o să putem să creștem businessul. Dacă ne deschidem, o să putem să creștem businessul. Și cum spuneai tu, astea sunt momentele cheie în care chiar ai nevoie de cineva care să te ajute din exterior. Pentru că nu prea poți să vezi eticheta borcanului din borcan. Trebuie să fie cineva de afară să ciugitească sau să te scoată din borcan să te pună acolo. Și asta ar fi, ăsta este, zic eu, principalul motiv pentru care business nu cresc. Al doilea e legat cumva de ăsta. Și anume faptul că antreprenorii nu-și asumă Spuneam mai devreme că antreprenorii dau vina pe, vai, Doamne, au venit, au schimbat ăștia iar codul fiscal, așa și dacă ne plângem, putem să modificăm cumva? Nu, schimbarea se produce oricum. Ce avem de făcut? Să ne adaptăm noi la sistemul nou și să ne găsim soluții. Dar asta înseamnă să ne asumăm o responsabilitate. Am angajat niște oameni și ei nu fac ce trebuie să facă. Dar asumați responsabilitatea să-i duci pe oameni sau să-i recrutez din star cum trebuie. De aici pot să, pot să vină multe exemple, nu vreau să intru foarte multe detalii, dar asumarea asta a responsabilității pentru viitoarele rezultate lipsește în general antreprenorului. E foarte axat pe prezent, mai puțin pe viitor. Și nu vorbesc doar de antreprenorii români, să știi că nu e nu specific nou, României. Mă doare mai tare de România că na, trăim aici și în funcție de mediul antreprenorial beneficiezi și mai mult sau mai puțin. Că într-un mediu fain, cu toții beneficiem. Știi? Un alt element pe care uh, îl văd așa ca fiind foarte pregna, foarte, foarte important ca o piedică în lipsa creșterii este anonimatul. Noi uh, avem business în general, businessuri mici și mijlocii de care știe foarte puțină lume. Am întâlnit foarte mulți antreprenori care nu sunt dispuși să facă eforturile necesare, să aloce resursele necesare ca să-și facă business-ul cunoscut. Lasă-mă că eu nu mă uit pe Facebook, eu nu fac reclamă. Eu am produse foarte bune, chiar discutam zilele trecute cu Am niște produse foarte bune, lumea este foarte încântată când le ia de la mine. Băi, dar nu vin oameni să cumpere. Dar tu ce faci? Dăm să vă pagina ta de Facebook, pagina ta personală de Facebook, pagina ta de LinkedIn, pagina ta de Instagram avea produse care se pretează la YouTube-ul tău. Să vadă lumea cum meșterești, ce faci acolo. Nimic. Păi zic, vezi, dacă stai și aștepți să vină lumea, nu. Pentru că te știu clienții care o la până acum și te mai știu doi vecini de scară. nu e suficient. Avem nevoie să fim prezent, să ne ducem către lume. Da, dar lauda de sine nu miroasea bine. Dar nu-i laudă de sine. Este prezentarea unor lucruri bune pe care le faci ai nevoie să te arăți lumii ca lumea să te cumpere. Altfel, nu. Ei, orice produs care nu-i pe raft, nu se vinde. E, în cazul ăsta, tu ca vânzăt, ca antreprenor, de fapt îți vinzi business-ul. Că rolul unui antreprenor nu e atât cât să vândă marfa, ci să-și vândă business-ul. Business-ul să-l vândă nu în sensul că, uite, investitorile vin și al, deși poate fi și asta, ci nu, uite, potențialele client care e business nostru și cum te poate el ajuta pe tine să-ți rezolvi tu problemele tale. Și pune-l pe raft. Și avem o grămadă de rafturi astăzi prin care putem ajunge la clienți. Și un al patrulea sau al cincilea, nu mai știu cât este, dacă e să numesc acum, bine, sunt mai multe, dar în discuția noastră nici nu vreau să monopolizăm cu subiectul ăsta, este partea de lipsa sistematizării. Ai văzut că sistemul de lucru în general în societatea noastră antreprenorială tânără este herup. <coughs> Bucuria mea este că mulți antreprenori au început să înțeleagă și chiar lucrează de unii chiar de ceva vreme la sistematizare, procese, proceduri, nu la nivel de McDonald's, care are procedurat absolut tot, sau la nivel de mare corporație, dar au început acest proces și mă bucur pentru că cei care fac încep să vadă care sunt rezultatele și asta îi ajută și pe ei să se mai extragă din business. Ne are mai multe beneficii. Motivul pentru care marea, cei mai mulți antreprenori nu nu-l fac este, este două. Sunt două motive principale. Unul că li se pare că e foarte complicat și nu știu de unde să înceapă și doi au impresia că trebuie să facă ei tot în procesul ăsta de procedurare a companiei. Răspunsul este nu, nu trebuie să faci tu ca antreprenor, coordonezi, dar nu trebuie să faci tu tot. Și legat de prima parte există multe variante prin care, multe modele de sistematizare, eu folosesc unul care se numește drumul critic al clientului, de acolo începe. De ce? Pentru că drumul ăsta al clientului prin compania ta, de la un necunoscut la cineva care cumpără în mod repetat și te și recomandă altora, ăsta este cel mai valoros. Valoros pentru că oferă cea mai mare valoare în piață, oferă rezolvarea problemelor clienților, și e cel mai valoros și pentru interior că îți aduce clienți, respectiv bani, îți finanțează business. Remus, vreau să discutăm despre acest lucru, dar vom lua acum o scurtă pauză și, dragile mele, dragii mei, stați aproape, pentru că, Remus, vreau să te provoc să ne spui, din punctul tău de vedere, ce înseamnă business mentor, pentru că asta așa te recomand tu să spunem și da. atunci vom discuta exact și despre acest drum al segmentului pe care l-ai prezentat. Dragii mele, dragii mei, stați aproape pentru că revenim.